După ce în primele 5 etape din seria noua a Ligii a 3-a de fotbal, CSH Hunedoara a obținut tot atâtea victorii, în runda a 6-a, trupa de pe Cerna a pierdut primele puncte în acest campionat, remizând scor 1-1 în deplasare la CSE Ocna Mureș. După un meci cu de toate, inclusiv cu o accidentare care inițial părea a fi gravă, dar din fericire nu a fost așa, antrenorul hunedorenilor Florin Maxim a considerat rezultatul ca unul echitabil, fiind mulțumit de punctul obținut. Nici nu știu cu ce să încep. Cred că mai echitabil era un 0-0 la cum a decurs jocul. Sunt fericit că Treșcan e bine, nu am avut accidentări, trecând după săptămâna jocul cu FCSB-ul și cu Bistrița acasă, când iară tot așa am venit după euforia meciului de cupă. Am reușit să gestionăm mai bine momentele. Acum am intrat în jocul adversarului, mai mult cu mingi lungi. Nu am fost lucizi, pot spune, că efort s-a făcut. Nu pot să zic că nu s-a făcut efort, dar în niște momente cheie n-am luat cele mai bune decizii. Și ora de disputare s-a schimbat. Am făcut un antrenament la ora jocului, poate și chestia asta a contat, dar și adversarii noștri la fel au jucat pe același teren, la aceeași oră. Păcat. Important e că am luat un punct. Hunedoara a deschis scorul din penalti în prelungirile primei reprize prin Hergelegiu, iar cei de la Ocna Mureș au egalat tot din lovitură de pedeapsă prin Lupșan în timpul suplimentar acordat de arbitru la finalul jocului. De asemenea, ambele echipe au avut câte un jucător eliminat, Damota de la Oaspet și Marcu de la Gazde, ambii în repriza secundă, superioritatea numerică a echipei din Alba durând doar 5 minute. Iar Florin Maxim a fost de părere că au fost momente când brigada de arbitri a scăpat jocul din mână. Eliminarea la Mota, primul fault a fost exact lângă mine, un fault de joc, dă fundașul lateral, adică a fost la mijlocul terenului, nu s-a dus cu talpa sus, ușor acordat primul galben, al doilea n-am văzut, a fost o preluare pe piept, a desfăcut brațele, normal, dacă așa a văzut arbitru, da, mi s-a părut că în unele momente a cam scăpat jocul din mână. Penaltiul primit are buza spartă jucătorul nostru, probabil din inerția mișcării s-a văzut brațul deschis și să zicem că arbitru cumva a dat în compensație la ce s-a întâmplat. Antrenorul Hunedoarei a felicitat echipa din Ocna Mureș pentru prestație, a spus că se va face o analiză a jocului și a reiterat faptul că este mulțumit de punctul obținut. Nu e mai montat, că n-au patru mâini, patru picioare, n-au alergat mai repede, doar au fost mai proaspeți puțin. În unele momente chiar asta s-a văzut. Parcă și-au dorit mai mult. Punctele în minus ar fi multe acum să vi le spun, dar prefer să nu dau declarații la cald. O să le discut cu jucătorii. O să facem o analiză la ce s-a întâmplat. Dar am plecat din meciul ăsta cu un punct, totuși. CS Hunedoara rămâne lider cu 16 puncte, cu două mai mult decât Metalurgistul Cugir, cealaltă echipă neînvinsă din serie, podiumul fiind completat de Unirea Ungheni. Etapa viitoare, vineri 8 octombrie, de la ora 15, hunedorenii vor juca acasă cu a patra clasată, Avântul Reghin.